La sfârșitul săptămânii trecute la Buzău a fost organizat evenimentul anual Topul Firmelor din județul Buzău, ediția 29. Maestrul de ceremonii Ionel Gagu, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău, a organizat ireproșabil și ediția din acest an. Prezent la eveniment, primarul Constantin Toma a evidențiat rolul decisiv al agenților economici buzoieni la dezvoltarea municipiului și a județului. Domnule președinte Mihai Daravan, domnule prefect, domnule parlamentar, dragă coleg Sorin Cărjan, primarul municipiului Râmnicu Cusărat, este o seară specială, sunt bucuros și onorat că sunt aici, pentru că de fiecare dată o spun, 95% din banii care vin la primărie, nu știu ce spune domnul Orja, ce bani merg la bugetul central al statului, dar fără dumneavoastră, practic, acest oraș ar fi paralizat. Oamenii de afaceri din Buzău au creat locuri de muncă pentru buzoienii din oraș și din întreg județul, stimulând astfel consumul, dar contribuind în același timp și la bugetul local. Aduce și bani direct la primărie, care ne ajută să și ne ținem orașul în stare de funcțiune, dar să avem bani și pentru investiții, cel puțin pe partea de coparticipare la proiectele europene. În efortul comun de a dezvolta municipiul și de a crește nivelul de trai al comunității, oamenii de afaceri din Buzău au o pondere deosebită. Această competiție se ține simultan la Londra pentru Europa, la New York pentru ce înseamnă Americi, Dubai pentru Orientul Apropiat, Shanghai pentru partea de Asia. A fost o fericire să fim pe primul loc, am obținut aurul, cel mai bun brand de oraș din Europa, iar pe locul 2 a fost Paris, capitala Franței. Și acest lucru, cum să spun, ne-a dat foarte multă energie să putem continua. În momentul ăsta, numai anul ăsta, avem peste 80 de milioane de euro investiții. Pe primele apeluri care s-au făcut pe PNRR, Plan Național de Redresare și Reziliență, suntem deja pe locul 2 în România, 140 de milioane de euro atrase până acum, pe primul loc în București, de vreo 30 de ori mai mare, cu vreo 400 de milioane. Și avem proiecte foarte serioase, pe cele patru domenii, și pe economie, și pe educație, și pe social, și pe cultural. În finalul alocuțiunii sale, primarul a precizat că atât oamenii de afaceri, cât și cei care reprezintă autoritățile locale pot fi supuși unor presiuni din partea acelora care se opun proiectelor de dezvoltare a orașului. Este un adevărat război. Sper ca și dumneavoastră să nu pierd nici sănătatea, nici libertatea, pentru că noi riscăm în fiecare zi să spunem lucrurilor pe nume, suntem ținte și dumneavoastră sunteți ținte ca oameni de afaceri și eu ca primar care încerc să fac ceva, sunt tot ținte, sper să rezistați și să rezistăm, pentru că este nevoie și pentru oraș și pentru țară să rămânem întregi, să rămânem cu mintea întreagă și să continuăm proiectele pe care le-am început. La eveniment a fost prezent și Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a României. Au mai participat reprezentanții ai autorităților locale din Buzău, parlamentarii aleși de comunitate, reprezentanții instituțiilor descentralizate și reprezentanții firmelor de top din județul Buzău.